început autostrada. Practic, în această perioadă se fac forajele și marți, 13 septembrie, a fost una din zilele în care m-am deplasat în teren și am mers inclusiv la aceste lucrări pentru autostrada Sibiu-Pitești. Este o lucrare extrem de importantă pentru noi, pentru județul Vâlcea, pentru mine, și voi fi foarte prezent în șantier. Am fost cu echipa de constructori, se fac 353 de foraje pe toată lungimea, pe acest sector care tranzitează județul Vâlcea, și este foarte important să știm cum se proiectează, astfel încât autostrada să fie solidă și să nu ne trezim cu surprize. Avem o relație și am o relație directă și corectă cu cei care construiesc, cu MAPA Cenghiz, discut periodic cu conducerea companiei, evident alături de mine domnul primar Iliescu, primarul comunei Racovița, este tot un fel de diriginte de șantier, onorific, ca să zic așa, pentru că este în prima linie. Pe teritoriul comunei Racovița se fac lucrări de amploare. Am și avut întâlniri în care să modificăm puțin proiectul, în sensul să-l adaptăm la cerințele realității, și ieri domnul primar a fost alături de mine pe teren și dânsul este zi de zi acolo unde se muncește pentru autostradă și îi mulțumesc. E un bărbat tânăr, ambițios și care își face treaba foarte bine pentru cetățenii din comuna Racovița, iar eu îi stau alături.